Salut! Cinematografia este una din cele mai interesante și misterioase industrii din lume. Însă spectatorul de rând vede doar produsul final, în timp ce multe detalii curioase rămân după cortină. Astăzi am pregătit pentru tine o listă cu curiozități cinematografice care posibil nu le-ai știut. Deci, hai să începem! La sigur cunoști această scenă și cred că, ca și majoritatea spectatorilor, te gândești că este o imagine suprapusă și ar fi logic într-un film tixit cu efecte speciale. Totuși, James Cameron a ales o cale mai simplă și mai ieftină, angajând în calitate de gardian pe frații Don și Dan Stanton. Dar faptul că și actrița Linda Hamilton, care a jucat-o pe Sarah Connor, are o soră geamănă, a fost o oportunitate imposibil de ignorat. O altă producție legendară unde regizorii au apelat la ajutorul fraților gemeni, ba chiar în proporții mai mari decât a făcut-o Cameron, este The Matrix. Frații Wachowski au afirmat că secvența cu femeia roșu demonstrează una din ideile de bază a filmului, și anume că individul nu este capabil să observe erorile evidente din lumea sintetică ce îl înconjoară. Și nu este vorba despre agentul Smith care apare la spatele lui Neo. Femeia roșu sustrage atenția nu de la pericolul eminent care îl amenință pe eroul principal, ci de la mulțimea neobișnuită cu fețe identice, compusă din toți frații gemeni disponibili în Sydney la momentul filmărilor. Deseori se întâmplă că în procesul de filmare, actorii se traumează sau și mai rău, se rănesc unul pe altul. Pentru a minimaliza aceste incidente, dar și din interes competitiv, sunt cazuri când actorii se înțeleg să compenseze financiar toate leziunile provocate. De exemplu, la filmările Troii, Eric Bana și Brad Pitt au convenit să achite unul celuilalt a câte $50 pentru leziuni sau lovituri ușoare și 100 pentru leziunile sau loviturile medii sau puternice. Astfel, după încheierea filmărilor, Pitt a fost nevoit să scoată din buzunar $750, în timp ce Bana a lucrat profesional și l-a lipsit pe Pitt de ocazia să îmbogățească pe seama lui. De obicei, în filme se folosesc numere de telefon inventate, însă în comedia Dumnezeu pentru o zi, această regulă a fost încălcată. Proprietara numărului care a fost menționat drept numărul de contact al lui Dumnezeu a atacat în judecată compania producătoare, deoarece a fost neîncetat apelată de fanii acestei comedii, care o tot rugau să-l cheme la telefon pe Dumnezeu. Aburii care ies din gura lui Edward Norton în scena din peștera înghețată din Fight Club de fapt aparțin lui Leonardo DiCaprio și au fost extrași din scenele din Titanic. În unul din episoadele a sezonului 3 din seria despre Sherlock Holmes apar părinții lui Sherlock și Mycroft. Actorii care au jucat acest cuplu sunt părinții adevărați al lui Benedict Cumberbatch. Emily Blunt și John Krasinski, care au jucat rolul soților Abbott în Fără zgomot, sunt căsătoriți în viața reală. Când legendarul Charlie Chaplin era pe culmea popularității, în America erau răspândite chaplineadele, concursurile de imitare a actorului. La unul din aceste concursuri din San Francisco, Chaplin a participat în mod anonim și a ocupat locul 3. La vopsirea recuzitei pentru scena din peștera cu dragonul Smaug, s-a folosit toată vopseaua aurie din Noua Zeelandă. Rezervele au fost suplinite cu vopseaua adusă din Germania. Imaginea inconfundabilă a producțiilor bondiene inițial se filma printr-o țeavă de armă adevărată. Este greu să-l închipui pe uriașul Hulk într-o altă culoare. Totuși, Stan Lee, creatorul acestui personaj, îl vedea gri. Din cauza defecțiunii tehnice a imprimantei, imaginea noului erou Marvel s-a primit verde. Această eroare cromatică i-a plăcut lui Lee și furiosul Hulk a devenit așa cum îl cunosc zeci de milioane de oameni, adică verde. Și dacă veni vorba de Stan Lee, creatorul a zeci de supereroi din universul Marvel, printre care se numără Thor, X-Men, Hulk,
Omul pe Yangen, Doctor Strange și mulți alții. Tu ai știut că părinții lui au fost emigranți evrei născuți în România. În unul din interviuri, Stan Lee a mărturisit că îi pare rău că nu a vizitat niciodată țara de origine a părinților săi. Scena cu injecția de adrenalină din Pulp Fiction a fost filmată invers, adică inițial seringa era înfiptă în pieptul lui Uma Thurman, dar John Travolta a scos-o, imitând lovitura. Din motivul că numele de familie a personajelor din comedia Doi cuscri de coșmar sau Miss the Fuckers în varianta originală seamănă cu un cuvânt indecent, producătorii acestui film erau nevoiți să demonstreze Asociației Cineaștilor din America că numele Fucker există în realitate. În caz contrar, comedia nu era admisă pentru publicul larg. O bună parte din persoanele implicate în scenele colective din zbor deasupra unui cuib de cuci sunt pacienți reali ai spitalelor de psihiatrie. Robotul Eve din animația Wall-E a fost conceput de designerul Jonathan Ive. Tot el a elaborat iPod-ul, iMac-ul și iPhone-ul. Dispozitivul pentru călătoriile în timp din franciza Înapoi în viitor inițial a fost un frigider. Pentru a evita cazurile când copiii s-ar bloca în frigidere, dorind să repete aventurile eroilor acestui film, producătorii au schimbat frigiderul pe binecunoscuta mașină DeLorean. Pentru scena în lanul de porumb din Interstellar au fost plantate peste 200 hectare de porumb. Ulterior, porumbul a fost vândut și a adus un venit destul de frumușel. Cel mai longeviv serial este Guiding Light. Această producție americană a fost difuzată între anii 1952 și 2009, adică 57 de ani, și are per total 18.262 de episoade. Guiding Light este inclus în cartea recordurilor Guinness ca cea mai lungă dramă din toate timpurile. Atât pentru azi. Lasă-mi un comentariu cu curiozitatea care ți-a părut cea mai interesantă și dacă ți-ar plăcea să mai fac videouri de așa fel. Pune un like dacă ai aflat ceva nou și abonează-te pe canalul meu pentru a fi la curent cu clasamente tematice sau chestii interesante legate de cinematografie. Ne auzim în videoul următor.